Lucrările de asfaltare la axul rutier principal din municipiul Suceava au fost afectate de lipsa forței de muncă calificată. Potrivit primarului Ion Lungu, totuși există speranțe ca până la sfârșitul lunii octombrie acestea să fie finalizate. Cât privește lucrarea cea mai importantă pe care o avem, discutăm aici de axul principal, sper să o terminăm și o să o terminăm în această lună. Da, poate vă întrebați dumneavoastră, m-am întrebat și eu la vremea respectivă, de ce nu termină în sensul giratorii din centru, este turnat un capac care trebuie să stea 7 zile să matureze, să usuce, e posibil chiar în această seară să poată fi montat. Nu s-a turnat asfalt aseară, că au fost 2 grade, a fost frig pe românește, dar am promisiunea firmelor că începând în această seară, respectiv miercuri, joi, vineri, sâmbătă, să turnăm asfaltul în zona care este frezată, să finalizăm lucrările la axul principal. Este o lucrare importantă și sigur că m-am implicat foarte mult personal să facem acest ax principal. Au fost multe probleme și numai autoritatea funcției primar mi-a permis să le pot debloca. Altfel eram și acum prin Burdujeni. Da, dar sper să terminăm aceste lucrări și să mai putem face și altele care nu sunt, care mă rog erau programate și nu au putut fi asfaltate. Din păcate rămâne aceeași problemă la firme de asfaltare. Odată la primărie au 2 feluri de lucrări. Lucrările de reparații, pe de o parte, și lucrări de investiții, pe de altă parte. Celelalte străzi care le-am spus, gen Mitocului, pardon, Dragomirna, Vasile Lupu, cea mai bună în acest an, Dimitri Ștefanu Chian, în Burdujeni Sat, Fagului, tot aceste firme lucrează. Și plus mai lucrează și la axul principal. Să dăm competiție și proiectul Consiliului Județean, tot aceste firme lucrează și la axul principal. Deci, principala problemă este lipsa forței de muncă. Din păcate, asta este realitatea. Da, mergem mai departe, sperăm, așa cum am spus, și vom termina axul principal în acest an. Este o realizare.